Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Alina, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vin cu o rețetă de cozonaci cu aluatul opărit. Uitați-vă ce cozonaci frumoși am obținut! În bol am 100 grame de făină, peste făină torn 200 ml de lapte fierbinte, amestec bine și lăs aluatul să se răcească. Când s-a răcit aluatul, pun 30 g drojdie și puțin lapte din toată cantitatea de 150 ml, o lingură de zahăr și amestec bine. Acopăr cu o folie de plastic și las 10-15 minute să se activeze drojdia. Uitați-vă cât de frumos s-a crescut maiaua! Am 6 gălbenușuri de ou, peste ele pun o linguriță de sare și amestec bine. Așa vom avea o culoare de galben mai intensă. Peste maia pun 180 g zahăr și restul laptelui din toată cantitatea de 150 ml. Amestec bine. Pun o linguriță de coajă de lămâie și gălbenușurile de ou. Uitați-vă ce culoare frumoasă! Acum adaug făina. Făina eu o cer. În total eu am folosit 700 grame făină. La început amestec cu lingura, după care frământăm cu mâna. Trebuie să obținem un aluat moale și lipicios. Acum adaug uleiul. Uleiul îl adaug treptat și frământ. Eu am folosit 80 ml de ulei. Acopăr aluatul cu un prosop și îl lăs să se odihnească 10-15 minute. După 10-15 minute, mai frământ 2-3 minute aluatul. Acum mai frământăm 10 minute. Adăugând treptat 100 de grame de unt moale. Uitați-vă, așa un aluat trebuie să obținem la final. Îl învelesc cu un prosop și îl lăs să-și dubleze volumul. Uitați-vă cât de frumos a crescut aluatul. L-am împărțit în 4 părți egale și formez biluțe. Din acest aluat eu voi face 2 cozonaci. Învelesc aluatul cu un prosop și îl las să se odihnească. Iau câte o bilă și întind o foaie. Punem umplutură. Eu îi voi face cu ciocolată, dar dumneavoastră faceți cu ce doriți. În descrierea acestui video voi lăsa o rețetă de umplutură pentru cozonaci. Rulăm, sigilăm bine capetele să nu curgă ciocolata și împletim cozonacul. Primul cozonac este gata.
Uitați-vă cât de frumos arată. Cozonacii sunt gata. Îi învelesc cu un prosop și îi lăs 30 de minute să crească. Cozonacii au crescut. În bol am două gălbenușuri de ou și o lingură cu lapte. Amestec bine și cu acest amestec voi unge cozonacii. Cozonacii sunt gata, îi dau la cuptorul preîncălzit la 170 grade pentru aproximativ 50 de minute. Cozonacii s-au copt. Uitați-vă cât de moi sunt. Așa arată și în interior. Dragilor, aceasta a fost rețeta de astăzi. La revedere!